cele mai interesante subiecte din Oradea și nu numai. La Lumea în Obiectiv cu Mircea Platosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv. Mă bucur să fim din nou împreună. De data asta ne oprim la lucruri sociale, la lucruri care au nevoie de noi, dragi prieteni. Alături de mine, domnul Mădălin Cartiș, îi spun bun găsit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, podcast, emisiune online. Bună seara și vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mare drag, distinse domn. Cine este domnul Cartiș? Să cunoaștem și noi puțin istoria dumnealui, cu ce se ocupă, cum a ajuns la lucrurile astea sociale, să ajute oameni care trec prin momente dificile ale vieții. Ei, pentru început pot să spun că sunt un om ca oricare altul, doar cu mai multă ambiție și cu mai multă putere de a face bine aproape lui tău. Acțiunile pe care le întreprind, acțiunile umanitare alături de semenii noștri, sunt la cel de-al patrulea an consecutiv, acțiuni prin care de-a lungul timpului am ajutat produse alimentare, haine, îmbrăcăminte, sute de persoane, iar pe cazuri medicale grave, m-am axat pe cazurile de maxim urgență, cancerul. Acum a început această campanie a dumneavoastră de a fi lângă semenii dumneavoastră, cei care trec prin probleme dificile ale vieții. Asta mi-am dorit de când eram în liceu. Am început, o să fac o scurtă istorioară a vieții mele. La vârsta de 14 ani, tatăl meu a decedat în mâinile mele în urma unei comoții cerebrale și am rămas trei frați, eu și încă două surori, cu o mamă fără servicii în vremea aceea. Eu, la interval de două luni după înmormântarea tatălui, am înscris în liceu. În liceu era foarte greu, au fost zile când maica mea mergea să muncească cu ziua ca să ne întrețină pe noi. Am văzut cât de greu și atunci, de atunci, încă din perioada anilor de liceu, am spus, eu când o să mă fac mare, vreau să ajut, pentru că de fiecare dată când primeam o bomboană sau o pereche de încălțăminte, abia așteptam a doua zi să mă duc la școală cu o nouă pereche de încălțăminte sau o bluză sau ceea ce primeam de la altă persoană. Și împărțea și cu ceilalți, nu? Da. Spuneți-ne, care a fost primul caz care v-a impresionat și din momentul ăla a zis, domnule, gata, eu mă apuc de treaba asta și mă implic în toate cazurile care voi putea și îmi vor solicita ajutorul? Primul caz care m-a impresionat a fost cel al... Am început cu bătrânii uitați, bătrânii părăsiți, uitați de familie, bătrânii care în prag de iarnă nu aveau lemne și nu aveau cu ce să se încălzească și nu aveau o bucată de pâine pe masă. Și n-am putut să stau nepăsător. Atunci am luat legătura cu o asociație umanitară pe care am rugat-o să vină în sprijinul meu ca să putem să ajutăm acei bătrâni. Am avut tot sprijinul din partea fundației respective și ne-am dus pe teren. În localitatea Copăceni, din județul Bihor, am dat de o doamnă bolnavă de cancer. Și acolo cred că m-a ambiționat și m-a emoționat acel caz extrem de mult, întrucât doamna respectivă, locuind singură și cu metastaze deja, cancerul era cu metastaze în tot corpul, n-a putut să zică decât că ne mulțumește
prin simplu fapt că am deschis ușa și că ea nu are nevoie de ajutorul nostru, pentru că sunt mult mai mulți oameni care au mai mult nevoie de ajutorul nostru decât are ea, pentru că am spus că tratamentele citostatice și tratamentul oncologic este suportat de către statul român, doar că doamna avea nevoie de psihoterapie. Își dorea și m-a rugat dacă considerați faptul că cunoașteți pe cineva cu care să pot sta, să mă sune, să mă întrebe de sănătate, să mă întrebe să-mi aline bătrânețe acum spre sfârșitul vieții. Pentru mine ar fi cel mai frumos lucru. Nu am nevoie de alimente, că har Domnului mă descurc din pensioara mea. Atunci am căutat pe internet și am dat de o fundație din București care se ocupa, era exact doar pe cazuri oncologice cu psihologi prin telefon. Făcea psihoterapie cu bolnavi cronici de cancer prin telefon. Atunci am pus și pe doamna în contact și ăla a fost primul caz care m-a emoționat, într-adevăr, foarte, foarte, a avut un impact foarte puternic asupra mea. De după care am primit pe Messenger, mi-a scris cineva că, uite, este în comuna Sâmbăta o familie care are 2 copii și este ora 3 de după masă și copiii n-au mâncat nimic. Și n-au lemne cu ce să se încălzească și îngheață în casă de frig. Atunci nu am putut să stau nepăsător. Am pus una pe telefoane și nu cunoșteam familia respectivă. Am pus una pe telefoane, mi-am sunat prietenii și ne-am mobilizat cu toții și până seara, în jurul orelor 22, am ajuns cu lemne. 3 paleți de lemne cu alimente și tot ceea ce era necesar, haine, încălțăminte, îmbrăcăminte pentru copii. Dar asta o faceți prin intermediul unei asociații pe care o aveți sau din proprii buzunar al dumneavoastră și a prietenilor faceți lucrurile acestea? Lucrurile acestea le-am început cu ajutorul prietenilor din propriul buzunar. Doar că pe parcurs am fost sprijinit de diferite fundații și asociații, pentru că cazurile creșteau și cresc de la un an la altul, din păcate, și să încerci să-i rezolvi, să-i ajuți pe toți, de unul singur nu poți face față. Atunci solicit ajutor la diferite fundații sau asociații. Spre exemplu, acum 2 ani am avut o acțiune prin care am cumpărat lemne de foc la 7 familii și am împărțit peste 300 de pachete în comuna Sâmbăta împreună cu Asociația Studenților Mediciniști din Oradea. Mai exact, cu ce vă ocupați dumneavoastră, ca să știe lumea cine este domnul Cartiș Mădălin? Pentru că ați avut și multe evenimente caritabile în Oradea și în Bihor. Da. Ca inițiator al campaniilor umanitare alături de semenii noștri, am organizat diferite evenimente. Ultimul eveniment l-am avut anul trecut pe data de 26 noiembrie în sala mare a primăriei municipiului Beiuș, cu ajutorul și sprijinul la 15 soliști îndrăgiți de muzică populară din Bihor. Anul acesta, mai precis pe 22 octombrie, acum duminică, am organizat un spectacol folcloric caritabil pentru o mămică în vârstă de 43 de ani,
Nelly, o cunosc prietenii, pe numele de Ștefan Bondar, Ștefania Bondar, din Salonta. Cazul Ștefaniei Bondar mi s-a dus la cunoștință de către un prieten de familie a dânsilor. M-a rugat frumos, uite, este în Salonta o mămică care cancerul, din păcate, în trupul ei face ravagii, ajungând în momentul de față să cântărească 38 de kilograme. Și atunci am zis, nu pot să stau nepăsător, hai să vedem ce putem face. I-am solicitat toată documentația medicală, RMN, TT-uri, analizele oncologice și le-am trimis la diverse clinici din străinătate. De multe clinici am fost, mi s-a dat un răspuns negativ. Singura șansă a venit de la clinica Anadolu din Turcia, Istanbul, prin care, în urma unei comisii interdisciplinare de medici, s-a ajuns la concluzia că există o șansă printr-un tratament cu imunoterapie țintită. Dar, din păcate, costurile sunt exorbitant de mari pentru o familie care, în momentul de față, vă dați seama că n-are cum să, la 38 de kilograme, femeia să mai poată să muncească. Dar cât costă acest tratament? Păi, în principiu, în urma costul PDP-ului trimis de către estimativ, costurile estimative ale clinicii, în primul rând de 650 de euro pe zi spitalizare, din care se plătește separat undeva la 580 de euro este un RMN, undeva la cu transport, cazare, cu undeva la 10.000 de euro. Pentru ce? Pentru câtă perioadă? Asta în funcție, nu ni s-a dat un răspuns oficial perioada, acolo a spus că în urma investigațiilor care îi se vor face în clinică, când ajunge în Turcia, atunci o să știe cu exactitate perioada de tratament și schița de tratament pe care medicii din Turcia o să dispună. Vă întrebam pentru că dacă cei 10.000 de euro sunt suficienți pentru intervenția de care are nevoie doamna respectivă. Astea 5-10.000 de euro sunt pentru început. Doar costurile pentru început cu investigații, analize de laborator, transport. Și vă dați seama că sunt foarte duce către o sumă destul de mare. Și cu siguranță dumneavoastră ne veți anunța pe parcurs acestor evenimente pe care le va face pas cu pas doamna respectivă, câți bani vor fi nevoie pentru următoarele proceduri din tipele proceduri de tratament și de investigații de care are nevoie distinsa doamnă în Turcia. Da, sigur. Pentru că sunt fer convins că suma e mult mai mare și ne imaginăm că poate să fie de 10 ori, de 20 de ori mai multă nevoie. Exact. Am avut cazuri când am avut nevoie de 100.000 de dolari pentru a trimite la tratament într-o clinică în America. Cazul lui Raul. Dar din păcate a pierdut viața, lupta cu viața. Cazul Denisei Roman, o mică de 28 de ani, pentru care s-a făcut evenimentul caritabil anul trecut la Sala Mare a Primăriei din Băiuș. Din păcate și Denisa anul acesta a pierdut lupta cu viața. Și lista poate continua. Am avut cel puțin 4 cazuri
pentru care am luptat și, din păcate, rezultatul a fost dureros. Dar câte cazuri avem fericite? Ne-a spus de cazurile dureroase, dar mă gândesc că sunt și cazurile fericite care pot să mă mândresc cu, să mă mândresc că mi-aș fi dorit din tot sufletul ca toate cazurile să aibă un happy end. Este al unei doamne din localitatea Vintere, care anul trecut, anul acesta, de fapt, în luna ianuarie, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală pe cor deschis la o clinică din Timișoara. Și ca încă un caz acum recent a unui domn din localitatea Roșia, domnul Călin Topai, care a avut nevoie de 20.000 de euro pentru o proteză care i s-a dus din America și care i s-a operația a avut loc la o clinică turcă din municipiul Constanța. Și domnul este în momentul de față foarte bine, dar dacă nu se strângea acei bani și nu ajungea, riscul de a ajunge paralizat exista în orice moment al vieții, pentru că două dintre vertebre deja erau fisurate și se frecau între ele foarte, foarte puternic și, de fapt, una era și inexistentă. Pentru aceea a fost nevoie de o proteză adusă din America cu un cost de 15.500 de dolari. Plus costul aferente intervenții chirurgicale undeva la 20-22.000 de dolari. Dar, din fericire, Călin Topai în momentul de față este foarte bine. Doamna Măriara David, la fel, a avut intervenția pe cor deschis la Timișoara, dar sunt și se simt bine, doamne, pilodat. Problema este că cu bolnavii oncologici, acolo este probabil de multe ori din cauza lipsei banilor sau în neimplicării, probabil și, nu știu, nu vreau să fiu răutăcios, a comunității, se ajunge prea târziu. Se ajunge prea târziu și reușești să faci campania, să trimiți bolnavul într-o clinică din străinătate, dar de acolo de multe ori rezultatele sunt negative, având în vedere faptul că s-a ajuns prea târziu la tratament. Deja ei sunt, mulți dintre ei sunt în metastază. Dar nu credeți că și ei poate au spus prea târziu? Nu știu. Sunt într-o dificultate de genul ăsta? Probabil acum știți și de mediul social, și de boală. În primul rând, este cazuri de cancer care recidivează și avansează și galopant. De acord, da. Poate să fie și vina lor, lasă că n-am nevoie de ajutor, lasă că mă descurc eu. Exact de chestia asta mi s-a întâmplat și m-am lovit de foarte multe ori de recul. Da. Pentru că omul ce zicea, nu vreau să apar în presă, nu vreau să apar pe Facebook, o să mă râdă vecinul, o să zic că am avut un caz în Oradea în care un domn cândva era potent financiar, în momentul de față este într-o situație foarte critică din cauza acestui flagel, numit cancer. Și l-am rugat, hai să facem o campanie, hai să asta. Nu mersi, pentru că pe mine lumea m-a știut om cu bani. Și acum ce, să apelez, să râdă de mine, să apelez la mila lor, pentru că nu o să mă ajute, o să râdă. O să zic, păi cândva ai fost cineva. Acum vii cu cerșala, în ghilimele spus. Da, am înțeles.
Da, dar sunt persoane care, exact cum ați spus, nu vor să se expună public. Da. Și atunci nu putem da vina numai pe comunitate că nu se implică. Înțelegeți? Adică și undeva vine de partea cealaltă că nu iese mai repede să-și spună nevoia și să strige după ea. Că, știți cum e? Cine nu strigă, n-avem de unde să știm noi că chiar are nevoie de ceva. Da, este și ea, în adevăr, dar și să știți că lumea nu mai este atât de empatică cu suferința celui de lângă el. Am observat chestii. Să pune și astfel de, ca să zicem, fake news-uri vis-a-vis de aceste boli, să câștige niște bani pe baza unor acte false că sunt bolnavi și de fapt au făcut altceva cu banii, înțelegeți? Trebuie să înțelegem și aspectul ăsta că au existat astfel de șarlatani, înșelători care au făcut lucruri de genul ăsta și poate și lucrul ăsta i-a dus către lipsa asta de empatie către cel bolnav. Vă dau perfectă dreptate, dar cazurile despre care noi organizăm evenimentul, vă dați seama că n-are cum un om la 36 de kilograme, 36-38 de kilograme ca să se facă bolnav. Eu sunt de acord, dar eu vă spun că sunt cazuri destule și umblă prin oraș, prin mijloace de transport diverse. Numai curând am văzut un material de genul ăsta că strângea pentru nu știu ce bani sub numele unei asociații și de fapt nu era nimic. Da, nu contez. Vă dau perfectă dreptate. Cred că în satul mare am văzut că a prins-o pe doamna aia împreună cu poliția locală și cu jurnalist care a prins-o și a urmărit-o de câteva ori să vadă ce face și de fapt lucrurile nu erau așa. În Oradea a fost un caz în care o doamnă urmărea postările din ziare ale campaniilor umanitare și schimba, făcea pagine de Facebook, lua pozele bolnavilor cu actele medicale și scotea din context adevăratele conturi bancare. Și spunea dânsa contul dânsului. De aceea niciodată la nicio campanie nu am folosit decât conturile persoanelor în cauză, persoanelor bolnave. Da, de asta acum trebuie să luăm și partea asta care a dus către o lipsă de încredere în aceste campanii care se fac online sau pe stradă sau în orice alte locuri. Da. Este adevărat că ceea ce faceți dumneavoastră sunteți cunoscut poate de 4 ani, sunteți din Oradea, faceți în toate localitățile din județ. Ia cu totul altceva. Dar oamenii, vedeți, frica asta că nu știu unde ajung banii. Exact. Da, și sunt într totul de acord. Adică, nu. Și trăim și situații dificile de criză. Vedeți că prețurile sunt cum sunt, salariile n-au mai crescut, veniturile oamenilor sunt mici, prețurile au crescut de 10 ori. Adică lucrurile s-au cam schimbat de vreo 3-4 ani încoace. Atunci, clar că oamenii sunt la o limită de supraviețuire. Anul trecut, în campania de sărbătoare de iarnă, s-a intitulat un Crăciun fericit pentru fiecare. Și la un moment dat am fost contactat de către, am spus în campanie ca să trimite copiii amărâți, să trimite scrisori cu ceea ce și-ar dori ei. Da, da, un moș Crăciun. Ce m-a sensibilizat cel mai mult a fost o scrisoare a unui copil din județul Călăraș, care îmi spunea în scrisoare că moș Crăciun, te rog frumos, nu-mi doresc nimic decât o pereche de ghete mărimea 43 și multă sănătate pentru tăticul meu, pentru că mă crește singur
pe când mama ne-a abandonat. În următoarea secundă s-a făcut cu postarea scrisorii respective care m-a emoționat până la lacrimi. Foarte mulți prieteni s-au mobilizat și toată lumea dă nedreța să trimitem pachet. Dar probabil din entuziasmul meu atunci pe moment și probabil acolo am avut o greșeală. Am făcut o greșeală pe care mi-am asumat-o cu scuzele de rigoare față de cei care au sprijinit cazul. La interval de 2-3 zile am început să scrie că nu mai trebuie încălțăminte, că a primit atâta încălțăminte că acum îi trebuie bani de lemne. Și oamenii mi-a spus, m-a întrebat, dar zic, nu te rog și-mi adresa exactă. S-au sunat la primăria respectivă, a comunei din județul Colorat. Pe asta aflu că, de fapt, în spatele acelei scrisori nu era niciun copil de 13 ani, era un bețiv al tatălui, care zilnic îi căutau curierii, cu, venea curierul cu pachete din toată țara. El vindea încălțăminte ce primea pe băutură. De atunci, cazurile care, la care sunt solicitat, le verific. Bine faceți că... Da. Medici de familie, medic curant, analize medicale. Corect. Ăsta e riscul și online, să știți. Ăsta e riscul, ca să spunem așa. Ăsta e riscul în spatele unor pagini de Facebook, de TikTok, de Instagram sau orice ar fi ele. Exact. Când nu ești transparent cu tine, știți cum e, odată și odată oamenii tot te descoperă și că faci lucruri care nu sunt normale. Exact. Am avut acum cazul... Vesesc un lucru scurt, ca să vedeți că lucrurile se oarecum se leagă în ce spuneți. Acum, cred că vreo 10 ani în urmă, poate că ați auzit sau nu, de revista Împreună, este de vreo 20 de ani pe piață, este făcută de un băiat în Cărucior la vreo 50 de ani, e vorba de Aurel Burcea. Primește un anunț, domnule, că uite, am nevoie de bani pentru nu știu ce boală. Eu cred că omul era de prin, lângă Timișoara, nu știu, în zona aia sârbească, ceva de genul ăsta. Să constate cineva care citea revista din zona respectivă că omul efectiv se ducea la mare, la soare, era profesor pe matematică, nu știu de ce era, și aduna bani în spatele persoanelor cu dizabilități. Că oamenii, na, citeau în revistă și că era milă, da, dă-i acolo, că din pensia ta de persoană cu handicap. Nu-i de ieri, de azi povestea, e de multă vreme. Se practică. Și de atunci am spus, fiecare caz îl verific prin primăria, asistență socială, medicul de familie al cazului respectiv. Foarte bine. Să vorbim puțin de ce se va întâmpla duminică la evenimentul dumneavoastră. Cu această cale doresc să ne mulțumesc soliștilor Bihorent, care de fiecare dată la eveniment am organizat. Întotdeauna au fost foarte prom și au răspuns foarte afirmativ și cu mare dragoste și super pentru seamănul de noi care se află cu părinte. Deci evenimentul de duminică va începe la orele 16 la Casa de Cultură a municipiului Salonta, alături de spectacol folcloric, caritabil, Asociația FIOM e gratis, în colaborare cu Mădălin Carții și alături de Bonda Stefania Cornelia, plângere de fonduri pentru a putea ajunge la clinica Anadolu din Turcia pentru tratament cancer la picat. Evenimentul va fi prezentat de către domnișoara Roxana Florina Junc, pe care cu această ocazie îi mulțumesc. Și pot să încep lista cu soliștii care vor fi alături de noi, unică
20 de la Casa de Cultură a municipiului Salonta, Alexandra Oros, doamna Florica Ruja, surorile Tomele, doamna Aurica Baida, Ciprian Ocan, Ciprian Zobota, Larisa Marc, Lader Valentin, Sandu Condoros, Mădălin Dodu, Daria Roman, Mădălina Martin, Maria Horga, Daria Narcisa Danila, Elena Buda, Cini s-a alăturat și două ansambluri, ansamblul Miorita din Salonta și ansamblul Ardeleana din Tulsa. Felicitări celor care se implică în acest eveniment caritabil și sper ca numai la evenimentul care l-aveți duminică să strângeți banii necesari, ci și după acest eveniment și ca doamna să aibă parte de tratamentul necesar pentru a duce o viață normală după aceste intervenții și investigații. Doamne ajută să fim într-un ceas bun! Vă mulțumesc că ați venit în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, podcast aici, o emisiune online și vă mai aștept să veniți și cu alte detalii vis-a-vis de aceste cazuri. Mă gândesc că veți mai avea și altele pe mai departe, în 2023, poate până la final sau din 2024. Cred că împreună, dând mână cu mână, putem să-i ajutăm cumva și cred că societatea este destul de darnică. Oradea este un oraș și județul Bihor, cred că unit așa a fost învățat și sunt fer convins că numai Bihor va fi împreună cu această doamnă. Îi urăm multă sănătate, ci și întreaga Românie, pentru că cazul e pentru întreaga Românie și dincolo de România. Sunt fer convins că vor fi oameni care nu vă așteptați, vine din ca și niște îngeri să ajute această doamnă cu finanțe și cu alte nevoi. Ajută Dumnezeu! Da, și anul acesta o să mai avem un eveniment caritabil în Oradea, în cadrul proiectului Un Crăciun Fericit pentru Fiecare Bunic, în care dorim să asigurăm cele necesare pentru masa de Crăciun și nu numai. Se poate trece cu bine peste perioada de iarnă, bunicii mai puțin favorizați. Adică să le putem cumpăra celor care au nevoie de niște lemne, alimentele de bază, să treacă cu bine peste această iarnă, care tocmai încet să ne bată la poartă. Evenimentul când va avea loc mai exact? Momentan nu am stabilit încă cu certitudine nimic. Acum aștept să termin cu evenimentul de duminică și începând de săptămâna viitoare o să mă ocup de următorul eveniment. Păi, așteptăm informații de la dumneavoastră și cu evenimentul de Crăciun și să-i dăm și lui întâietate, să-i dăm și lui promovare și cu siguranță să fie ajutată toată lumea care trece prin dificultate financiară și socială, de orice altă natură, pentru că suntem fel convins că nu toți trec prin momente de foarte bune în perioada asta, mai mult sau mai puțin. Fiecare are câte o problemă și sunt fel convins că 2024 poate fi mai bun pentru fiecare dintre noi. Un mesaj cei din Oradea, din Bihor și din România care trebuie să vină la acest eveniment sau să susțină acest caz de cancer și unde vă pot găsi dacă vor să se implice mai mult sau toate aceste detalii care țin de dumneavoastră, domnul Mădălin Cartiș, care sunteți inițiatorul acestor campanii de facere de bine și de implicarea comunității în viața celor bolnavi de cancer.
care doresc să le scrie în acțiune, nu pot găsi pe pagina oficială de Facebook, ne dăm la link artist. Deci acolo vă pot găsi și discutați cu ei pe mai departe. Așa, acolo văd toate cazurile care au fost, care sunt în prezent, proiectele noastre pe viitor. Mulțumesc tare mult că ați venit să ne împărtășiți aceste nevoi și proiecte care comunitatea trebuie să știe despre ele și să se implice în ele în același timp, nu numai din Oradea sau Bihor, ci și din întreaga România, pentru că împreună putem învinge orice boală și orice situație dificilă din viață. Deviza campaniei noastre, doar împreună putem să aduce zâmbete și speranțe în sufletele celor năpărțiți de soartă. Fiți obiective într-o lume subiectivă, dragi prieteni, până data viitoare rămâneți sănătoși. Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special? Urmărește Lumen Obiectiv cum e ce-a vrut-o.